Am revenit în studio, doamnelor și domnilor. Povestim acum despre noutățile din cinematografia românească. Și iată că mâine toată lumea este invitată la premiera celui mai nou film românesc. Are loc la Chișinău și, așa cum spuneam și la începutul acestei ediții, un film la care putem să mergem cu toată familia. Un film care are așa o aură destul de tensionată, cel puțin din trailer, asta am dedus. Dar mai multe ne povestesc următorii noștri invitați, care sunt cei care se fac vinovați de această nouă lansare în cinematografia românească. Așa că îi salut cu mare drag. Sunt mulți, sunt frumoși. Vreau să încep cu Maria Chirinciuc sau cu Mașa. Bună, Mașa! Bună, bună, bine v-am găsit! Și ca să fie totul mai clar, filmul se numește Mașa și cele șase umbre și înțeleg că Mașa este... Mașa este personajul interpretat de mine. Așa. Deci Maria este și actrița din rolul central și scenaristă, dar mai multe ne povestește Maria un pic mai târziu. Lângă Maria, domnul Vlad Baba. Bună, Vlad! Bună seara, Doina, ție și telespectatorilor voștri. Ne bucurăm că ne aflăm în platoul vostru acum, când au început sărbătorile, nu? Și ce să spunem, avem o surpriză mare pentru voi mâine, în premieră. Ce cadou, iată, apropo de sărbători. Un cadou de sărbători. Da, hai să terminăm cu prezentările. Nicoleta Pârvu. Da, bună, salutare. Nicoleta. Celina Enea. Bună seara, mă bucur să mă aflu în seara aceasta alături de voi. Mulțumim frumos. Și colegul nostru, Nicolae Păjoagă. Care a venit ca la el acasă. Vă știți că Nicolae lucrează la noi? Da, noi l-am văzut. Da, știm de la 8 ani. Da, l-am văzut și în trailer, și în prezentările, spoturile respective. El promovează televiziunea voastră peste tot. Adică, da? Super, Nicolae, mersi. Ești ambasadorul Moldova 1, peste tot în lume. Felicitări pentru acest proiect, în primul rând, și ca să luăm cu începutul, Vlad, cred că trebuie să zicem despre serialul 6, al cărui producător de asemenea ești. Zine un pic tu mai multe. Da, poveștile au început, cred că acum vreo 7 ani, când împreună cu colegii mei de la acea vreme am adus-o în România pe Iuliana Beregoi. Am făcut parte din echipa de producție a filmului de cinema Lara, Aribel și Mâna Destinului, după care am pornit pe o carieră solo și am luat taurul de coarne și am zis hai să încerc să fac o poveste cu o gașcă de prieteni care reușesc să treacă peste toate obstacolele, oricât de dificile ar fi ele. Am creat un serial care are milioane de vizualizări pe internet, se numește 6 și trebuie scris 6 ase ca să fie găsit pe YouTube. Un serial în care 6 prieteni, de fapt 5 prieteni, pleacă în căutarea celei de-a 6-a persoane ce a fost răpită de o gașcă de mafioți. Șeful mafiei din serial era Dan Negru, interpretat, personajul Nero interpretat de Dan Negru, iar tatăl fetiței dispărute, luptătorul român Cătălin Moroșanu. A fost extrem de interesantă toată povestea asta, în serial în care au intrat o mulțime de influencer, de vedete, Mario Fresh, Lino Golden, Bibi, Antonio Pican, Emilian Crețu din Republica Moldova și, bineînțeles, 6 prieteni, ce în sezonul 2 au devenit 9, când s-au mai alăturat încă 3 prieteni, protagoniști în serial Celina Enea și Nicolae Păjoagă. Și pe partea mafiei, Dan Negru, Nero, avea un as în mânecă. Trimitea o persoană să rezolve toate problemele, pe Mașa. Aha, deci acum am înțeles rolul. Și cum ați făcut? De ce ați hotărât să faceți tranziția asta, anume către Mașa? Adică puteți să faceți un film acum despre Dan Negru, despre Nero. Da, corect. Ei, știi cum e, ca la Marvel. Avem o poveste pentru fiecare. Acesta a fost proiectul... să spunem pasul următor după cele două sezoane cu un real succes printre copii. În sezonul 2 s-a creat o organizație secretă, eu eram el profesore a organizației, treceau prin o mulțime de misiuni, rezolvau situații. Am spus decât sezonul 3 să concluzionăm totul într-un film de lungmetraj de cinema cu foarte mulți actori profesioniști, cu o protagonistă de data aceasta în zona mafiei, doamna Maia Morgenstern, pe care noi o considerăm cea mai mare actriță a României și a fost o mare onoare să joace în proiectul nostru. Și mai apar nume... Nume minunate și grele în filmul și teatrul românesc, Constantin Pușcașu, Emil Coșeru, Doru Aftanasiu, Irina Răduțu. Sunt foarte multe persoane ce fac parte din proiect, dar vreau să mai vorbească și colegii mei, sigur, pentru că nu vreau să acaparez. Și o să vedem și trailerul imediat. Maria, dar povestește-ne un pic. Cum ai ajuns la... Cum am ajuns să scriu... Să scrii scenariu, da, că...
Mi s-a făcut dor de filmări, mai exact. Aha. Eram într-o seară cu Vlad și îi spuneam: uite, Vlad, câți copii ne cer, ne solicit să mai facem, acum vorbesc la noi, atunci, la vremea aceea, uite câți copii îți cer să faci încă un serial. Și el spune că nu mai am energie, încă 10 episoade, nu mai am timp. Și eu îi spun: dar ce-ar fi să facem un film de cinema care să rezolve problemele serialului? Cele două sezoane nu au fost încheiate definitiv. Practic, răul l-am învins. Și am zis: hai să întorc roata și să inventez ceva ca să arătăm că binele învinge întotdeauna și nimic nu este imposibil. Ăsta este și sloganul filmului. Uh-huh. Aș vrea să vă spun mai multe, dar totuși vreau să fac curioasă audiența și să invit lumea mâine la premieră. Haideți să vedem trailerul în sfârșit, să-l vadă și cei care sunt cu ochii pe noi acum, okay. Să-și facă poftă să vadă filmul în întregime mâine. Vedem trailerul și revenim în scurt timp. De-abia aștept să-i duc pradă șefei. Păi, mai întâi termin conspectul și apoi învăț. Te uiți la cap, wow, la poarta lor! Patologie bipolară. Fii atent aici la mine. Dacă nu ținem din scurt copilul ăsta, riscăm să ne dea foc într-o zi. Ai spus ceva, mademoiselle Bretonen? Nu cred că vrei să ne certăm. Vedeți-vă de treaba voastră, altfel o să aveți probleme mari. Fetelor, fetelor, nu vă certați! Am făcut să sară sala, să sară, să sară sala, să... Liniște! Vreau să o mor cu mâna mea. Nimic nu este imposibil. Ai 3 zile. Atât. Roxit! Ai nota 1 la portare. Nick, spune-ne adevărul. În mai puțin de 48 de ore se va termina. Vreau să văd spectacolul cu ochii mei. Pare un puști bine crescut. Păi, merg spre școală. După ore avem un spectacol. Ei, cum a fost spectacolul? Sunt convinsă că a fost bine. Nu mai vine depravatul ăsta mic acasă. Eu nu pot să merg acasă. De ce? Unde ai fost? La un coleg. Un coleg. Adela! Ce? Nu te bucuri să mă vezi, profesore? Nenorocito. Să verificăm mai întâi. Ai mințit destul. Credeai că ai să mă omori și ai să rămâi nepedepsită? Eu nu mai am nimic de pierdut. Bine ați venit la Newton Music. Da, așa cum ziceam și mai devreme, intens film, intensă atmosferă. Te-am convins să vin. Și mesajul este intens, promit. Este un mesaj anti-bullying. Sigur că atunci când o vedem pe marele ecran pe doamna Maya Morgenstern, suntem cu toții cuceriți din prima și stare curioasă cum a fost pentru voi să jucați în scene cu doamna Maya Morgenstern, să fiți alături de ea. Pe Nick chiar poți să-l întrebi pentru că a avut scenă directă cu doamna Maya. Chiar o scenă destul de așa... intensă, în adevăratul sens al cuvântului. Propun mai întâi fetele să înceapă. Da, Nicola, ești un gentleman. Hai să vorbească fetele. Eu n-am jucat direct cu dumneai ei, dar mi-a plăcut foarte mult la filmări. Nu este prima mea experiență, dar sinceră să fiu, a fost o atmosferă frumoasă și mi-am amintit cu drag de momentele în care am jucat în serial, de toate amintirile pe care le-am creat împreună. Deci da, a fost... Și de telefonul de la două noaptea? Ții minte? Da, să vă spun de ce. Eram acasă, după deja jumătate de an după ce serialul s-a terminat. Și mă sună Mașa cu Vlad și îmi spun: hei, Celina, noi facem continuarea serialului, facem filmul de cinema. Și am zis că... Da, bine. Ei, glumești, măi, Mașa, mă sunați, mă treziți la ora asta, hai, bine, aștept eu filmul. N-am crezut nicio secundă că chiar o să se întâmple. Și până la urmă, uitați, mâine este lansarea, da.
Celina, tu ziceai că nu e prima experiență. Hai să zicem în ce alte producții ai mai apărut și în faptul că ai tu niște legături cu Republica Moldova. Da, 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 am mai apărut în O dată pentru totdeauna. Un film produs și regizat de Iura Luncașu. Care e? Îl găsiți pe, pe Netflix, da. A fost și în cinematografie. Am mai jucat în Două inimi cu, alături de Iuliana Bregoi, un film foarte frumos. Și o să apară cât mai multe proiecte. Da. Eram la... Și am legat prietenii foarte frumoase în Mașa și cele șase umbre, chiar s-au legat prietenii. A jucat și Mihai Ungureanu, ne-am împrietenit foarte bine. Care e tot de aici. Da, 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 da. Din Lara, îl știm din multe proiecte. Noi îl știm de când era, da, avea 3 ani și dansa. Dansator, da, 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 da. E la facultate, foarte serios. Hai zic că Vlad, vreau foarte tare să fiu în platou în această seară, dar am ultima oră până la ora 21, deci da, extrem de serios. Dar mâine ne întâlnim și, da, cu el mâine la vine premieră. Și el. Nicoleta, zi-ne un pic despre rolul pe care îl joci. Da, deci pentru mine aceasta a fost prima experiență în cinematografie. A fost inedit, rolul meu a fost destul de interesant. Eu am jucat o persoană mai, un personaj mai rău, o cheamă Lia. Și, nu știu, cred că a fost destul de interesant să mă pun în pielea ei și să văd de ce unii oameni dau bully și... Da. Ți-a fost un pic mai dificil să joci un personaj negativ? Adică cum ai simțit? Fiind o persoană destul de pozitivă și așa mai... Plus că filma în România, totul era nou pentru ea. Și ea, prima oară și nou. E din, tu ești de aici? Din, da, eu sunt din Moldova. Uh-huh. Dar am încercat să mă transform în alt personaj și mi s-a reușit. Da, Vlad? Așa a fost. A cuprins provocarea. Da. Cu tot sufletul și a fost acolo. Deși nu credea, i-am spus, ai să reușești. Sunt curios să-mi spui. Inspirația noastră este Nick. Da, să nu crezi că am uitat de tine. Zine, cum a fost cu Maia Morgenstern? Cu Maia Morgenstern a fost superb. Scena aceea unde în trailer m-a apucat de gât. De fiecare dată își cerea scuze. Scuze, puiți, sper că nu te doar. Odată ți-a spus, ai să mă spui mamei tale că te-am scos de gât. Eu își ruga, își cerea scuze, spun, dar popcați-mă mai tare. Dar câte duble ați tras la scena aia? Dar nu știu, n-am atras atenție. Au fost mai multe, da? Da. Dacă nu mai ții minte de câte ori ai fost de gât, e bine. Maia Morgenstern. E bine. Era prins în poveste, nu a stat nimeni să numere că... Da, atunci. O profesionistă deosebită, valut. Pentru noi a fost o onoare. A fost totul la minut, pentru că doamna Maia așa filmează, dar s-a simțit foarte bine, da. Ne-a zis că a întinerit lucrând cu noi și a fost o mare bucurie, pentru că pentru noi este mereu un suflet tânăr și plin de bucurie. Și energie. Da, da, da. Și eu vreau să spun un lucru, să fiu foarte sincer, fără Mașa și Nic n-aș fi putut să fac proiectul ăsta, Mașa și cele șase umbre, pentru că ei au venit cu energia și cu dorința să continuăm și să transformăm practic povestea din serial, să o ducem așa spre un lungmetraj. A fost provocator și... suntem siguri că o să vă placă ce vă așteaptă mâine, da, să subliniem. Mâine, da, la 12, începând cu ora 12, în cel mai nou cinematograf din Chișinău, în cel mai nou mall din Chișinău, dacă ne spui și strada, unde e cel mai... Știi că nu știu. Nu știi? Găsiți detalii pe nu Facebook, știu. La mine, la Vlad, Baba. Vlad, Instagram, da. Cel mai nou mall, toată lumea știe, da, unde, okay. Deci știți unde s-a deschis cel mai nou mall. Acolo e și un cinematograf foarte nou. Acolo se lansează în premieră, în prezența actorilor, da? Și nu suntem doar noi prezenți și mâine. Regizorul Ciprian Iacob, ce a mai lucrat cu mine în serialul 6, în Lara. Mihai Ungureanu. Mihai Ungureanu. O să mai vină Cristian Chelaru și mulți alți actori din acest invitați proiect. Special. Invitați speciali. Deci avem o surpriză mare pentru toată lumea. Mâine sesiune de autografe și o să fie frumos. Și filmul intră în cinematograf? Va fi rulat? Din decembrie, de pe 22 decembrie. Va rula după premiera de mâine în Republica Moldova, exclusiv în Republica Moldova, urmând ca de la începutul anului 2024 în România. Superb! Deci cumva noi suntem privilegiați în cazul ăsta, suntem cei care văd. Păi moldoveneci, născută în Moldova. Moldoveancă. Da, da. Soția mea e moldoveancă, deci gata, povestea e. Dar unde ați filmat? Ați filmat în Iași. Iași. Exclusiv în Iași, noi acolo și locuim. O secvență și la Suceava. O secvență la Suceava cu avioane, cu aeroport. Ne e confortabil acasă pentru că avem logistica necesară și ne ajută. Și știi, fiecare își formează. Oameni talentați. Da, da, da. Și Iașul e o capitală a Moldovei de peste Prut, da, 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 cu oameni minunați, dar colaborăm îndeaproape cu frații noștri pentru că chiar considerăm că sunteți frații noștri în toate proiectele. Mulțumim, Vlad. Da, cu plăcere.
Am așa niște curiozități. Nicoleta, Celina, voi sunteți eleve, studente. La ce etapă a vieții sunteți acum? Clasa 10 amândouă. Doar că eu învăț în România, ea în Moldova. Eu sunt și la liceu de arte, pe secția de teatru, adică fac teatru în fiecare zi, zilnic, la școală fac teatru. Deci urmează o carieră, da? Uh-huh. Urmează o carieră în domeniu. Așa să-ți iasă, Celina, bravo. Nicoleta, și tu? Eu mă ocup cu canto, cânt, dansez de mică, dezbateri de tot ce fac. Dar cum ai ajuns să joci în film? Cum ai aflat de casting? Prin Nicolae. Nicolae a fost așa un ambasador în Republica Moldova. A ajuns la noi la studio cu o piesă. Am ascultat-o și am spus, pot să o termin până începem filmările? A spus, nu mai am timp suficient, dar vin în proiect la voi. Și am dorit-o pe Nicoleta, pentru că am simțit multă emoție. Actoria nu este despre a te preface că sau a imita pe cineva. Actoria este despre emoție, e căutarea cu sinele. Și noi am văzut asta în actorii noștri și ne dorim să colaborăm în continuare cu ei. Și Maria, tu ești din Republica Moldova? Născută în? Născută în Chișinău, locuită în Sculeni, mutată în România de, cred că, 12 ani sau mai bine. Am înțeles. De aici e Mașa, că știu că... Da. Nu, Mașa nu. Mașa este ursul, o porecă de la Mașa și Ursul, de la desenul animat, celebrul desen animat. De acolo mi se spune Mașa, pentru că eu mai fac câte o trăsnaie așa. De exemplu, mănânc o înghețată, dau pe mine... Am făcut și eu așa o glumă la filmare. Am văzut-o pe Mașa și întreb, dar unde e ursul? Am un cățel care seamănă cu un urs. Trebuie neapărat să-i salutăm și pe prietenii noștri moldoveni din proiect, pentru că se uită și părinții, rudele lor, Anișoara Postolachi, sora noastră Capibara, cum îi spunem noi, pe care o iubim, Gabriela Guzun, baba, soția mea, și toți cei care au făcut parte și de pe partea aceasta de Prut, și plus Gașca 6, dar ajută-mă tu repede. Ronnie Fitterman, David Popescu, Denisa Tudose, Alesia Praga, Ianis Pavel, Anai Penișoară, Ruxit, toți colegii noștri. Foarte, foarte mulți, ca să nu mai vorbim de influencerii din România, Mircea Eremia, Lino Golden, Mario Fresh, Bibi Antonio Pican. Lista e super lungă, am avut o distribuție de peste 30 ceva de actori. Cred că 70 adunați cu serialul, spre 100. Reaștept să mergem mâine la cinema să vedem filmul, un film pentru absolut toată familia, un film care are și o lecție și un final, da, avem un mesaj. Un mesaj, da, și un final, nu e spoiler dacă zicem că e final... E un final fericit. Așa. Pot să-i spun? Da, și e un final al unui capitol, acolo, probabil asta se referea. E un final al capitolului 6, a serialului 6, un final fericit, dar până se ajunge acolo, vai și amar, de capul actorilor și mai ales de capul lui Nic, care a avut o experiență vastă. A trecut prin tot felul de stări. Zici că ești cel mai chinuit băiat de pe pământ. A fost la filmări. Ai fost. Acum am muncit mult. Da. Trebuie să mai salutăm pe cineva, pe Max cine? Pojoga. Salutăm pe Max. Știu că m-ai bătut astăzi la... Am jucat un joc cu el. Knockout mi-a făcut. Deci e cel mai bun jucător. Max, iartă-mă. Am promis, am luat bătaie la joc. Max Pojoca, cel mai tare viitor actor în 2030, va fi top. Max, care e fratele lui. Da, fratele meu. Și joacă și el. Și joacă și în film. Mulțumim mult pentru că ați venit la noi. Felicitări pentru proiectul ăsta ambițios pe care l-ați dus la bun sfârșit și pe care îl prezentați mâine la Chișinău. Vă mai așteptăm cu drag întotdeauna. Cu bucurie. Și mâine te așteptăm la premieră să vezi un film așa între România și Republica Moldova. Cum unim cele două punți. Și Facebook, Instagram. Mașa, Facebook, eu sunt Mașa, pe Instagram Mașa. Legat. Așa. Da, și proiectul Mașa cele Vlad șase. Baba, Mașa și cele șase. Eu, Celina Enea, pe Instagram legat. Nicoleta, ne bucurăm că am fost în seara aceasta alături de dumneavoastră și sperăm să mai venim aici cu viitoare proiecte în aceeași echipă. Venim, da, sigur, nu sperăm, că deja se scriu următoarele. În final, știi? Da. În final al acestui capitol mai pregătim surprize mari de tot. Toți împreună ne dorim să evoluăm pe partea asta. Mulțumim frumos! Mulțumim și noi! Doamnelor și domnilor, Mașa și cele șase umbre, mâine premieră la Chișinău, căutați mai multe detalii pe rețelele de socializare, iar acum vă invit să...